Astăzi vreau să fac o surpriză lui Robi. Ideea e că Robi are crush pe cineva din online. Mai exact pe Mara Ognean. Poate vă întrebați, bă, dar cum ți-ai dat seama că are crush pe ea? Păi, gen, nu a fost chiar atât de greu să-mi dau seama, fiindcă Robi tot timpul trimite TikTok-uri pe grupul nostru de prieteni cu Mara și îmi trimite și pe privat TikTok-uri de genul. Așa că eu ieri am sunat-o pe Mara și am întrebat-o dacă vrea astăzi să-i pregătim o surpriză lui Robi, să vedem cum o să reacționeze în momentul în care o să se întâlnească cu Mara. Așa că imediat trebuie să plec după Mara, fac cam 40 de minute până la ea. Robi filmează ceva în moment de față cu zbâr, după care mi-a zis că se duce acasă, să doarmă. Sper doar să nu doarmă în momentul în care sun, că ar fi aiurea să fie Mara aici și gen, Robi să nu răspundă la telefon. Mara, ești pregătită? Sunt pregătită. Deci, ideea e că Robi are crush pe tine, tu ești crush-ul lui din online. Așa. Și vreau să-i fac o surpriză. Dar de unde știi tu că sunt crush-uri din online? Fiindcă, fii atentă. Bine, sper să-i facem o surpriză plăcută, nu ne-i plăcută că sunt eu aici. Da, da, păi o să fie o surpriză plăcută, zic că e îndrăgostit de tine. E îndrăgostit, dar nu mă cunoaște, cum să fie un băiat îndrăgostit de mine și fără să mă cunoască? Vorba bine. Vorba bine, ok, am înțeles. Da. Și cum vrei să-i facem surpriza? Păi fii atentă, eu o să mă duc acum să-l chem și o să-i zic că mergem să mâncăm ceva. Și bine. Surpriză, mergem și mâncăm toți trei. Bine, hai că mă duc în spate. Sunt curioasă ce reacție o să aibă. Da, și eu sunt curioasă ce reacție o să aibă, sincer. N-am făcut un vlog de genul niciodată. Ce faci, Robi? Da, bravo, am adormit. Ai adormit? Bravo. Bă, poți să cobori puțin până aici în fața blocului tău? Merge să mâncăm, gen. Bine, hai mâncăm și vin. Hai, da. Eu nu știu dacă o să vină, eu cred că nu o să vină. Eu cred că o să zică că îți bagi joc de ieri și nu o să vină. Și o să stăm aici vreo 20 de minute până vine, până se încalță. Da, de obicei când cineva zice stai numai puțin că mă încalț. Da, nu vine. Nu, da. Oh, uite-l. Ceva, Robert. Bine, tu? Bine. Unde mergem? Bine, să mâncăm la un restaurant. Bună, Mara, încântată. Mamă, miracol! E Mara! Astăzi ești pregătit să-ți petreci o zi cu crush-ul tău? Da. Da? Da. O să fie, cunoaștem și noi fun. Să vezi dacă ai zis că sunt crush-ul tău de pe internet și poate nu mai sunt crush-ul după ce mă cunoști. Da, nu știu, vedem. Nu ți se pare că ești cam third wheel așa cu noi? A treia roată, nu? Da. Spune, nu vrei să pleci? Nu mă, eu stau aici. Vreau și eu să beau o cafă, ce? O cafea. Ce înțeleg la mesaj? Deja, direct așa. Iar ce faci? Pun apă. Nici mie e sete. Am înțeles. E dulce. Mulțumesc. Ce drăguț, Robi, din partea ta. Un gentleman adevărat. Chiar sunt un gentleman. Așa, da. Deci nu mai întreb ce, de la ce ai primit mesaj niciodată? Dar nu chiar așa, e primul date, ești nebun. Mă gândeam că ne simțim confortabil deja unul cu altul, nu-i așa? Da, normal. Ce faci acolo, Robi? Păi nu pot să iau pasta, că vreau să fac ochi. Vreau să suc din aceeași pastă cu Mara, dacă vrei să zic sincer. Dar nu pot să o iau. Ia uite-mă că am scos-o. Ok. Nu cred că așa funcționează un date. Ba da, stai că... Te-ai uitat la prea multe filme, Robi. Ce, Domnul? What the fuck? Mă bucur că vă înțelegeți. Bă, chiar ne-am înțeles bine. Chiar ne-am înțeles bine, am vorbit pe multe chestii off camera. Să faci impresia acum, nu? Da, niciodată ne mânca paste. Să vadă că știu să mănânc paste. Știi să gătești paste? Normal. Let's go. Să gătesc orice. Chiar dacă nu-mi pare. Mint. Chiar știu să gătesc orice. E bune? Da. Mamă! Dacă faci vlogul ăsta 30.000 de like-uri și așa e greu, o să-i gătesc eu la el pe canal odată paste sau orice vrea de mâncare. Faceți TikTok? Da, frate. TikTok. A dat 10 secunde, frate. Tu le-ai dat. Nu l-am dat eu. L-ai pus timer din ăla? Da. Nu știu să fac așa ceva. That's beautiful, Katie. What the fuck? Sunt mândru. Yes, îți spun și mai sunt atâta roată de la căruță. Cum te-ai simțit? Cum am simțit? Ai venit la double date. Da, nu mai este a treia roată. Chiar era a treia roată. Te simți, Robi, ești fericit? Da, mă simt cel mai fericit că m-am întâlnit cu Mara. Deja ne înțelegem de minune. Ai unde să dormi?
Am unde să uite-l pe meu. Gata, date-ul, v-ați distrat? Da, a fost distractiv. Ce ne-am distrat? Mă bucur. Pe bune, am pus TikTok, intrați pe TikTok, dați-mi follow. Ați făcut și TikTok, da. Pe bune. Cum te simți? Ești cel puțin TikToker acum. Cel puțin TikToker, o să am, mamă, 100 de milioane de urmăritori. Și acum am ne duceți acasă. Da, acum mă duceți. Hai, șoferul meu, sunte. Dor de mă. Cum te simți? Bine, am fost tare. Da? Nu mi-a dat numărul. Nu ți-a dat numărul de telefon? Da, stai că o sun. N-am cum să sun. Bă, nu pot să cred, ne-ai dat numărul. Trimite-mi numărul tău pe Instagram. Fuck, am uitat. E, asta este, Robi, las, altă dată. Bă, dar numai ce ai mâncat, iar mănânci? Bă, la masă n-am mâncat foarte bine, că am vrut să fac impresie și n-am mâncat tot. N-are să ce zic, bă, da, să vadă că nu sunt mâncăcios. A zis că o să facă paste, corect? Așa. Vreau pastelei. Am înțeles, deci vrei să-ți facă mara paste. Exact. Mamă. Da, cu cine te vezi azi, te-ai îmbrăcat așa frumos? Bă, nu pot să zic. Păi de ce nu poți să zici? Nu ai și tu ca Robi un crush din online? Bă, să știi că în ultimele zile chiar mi-am dezvoltat un crush imens pe o fată. Și na, îi... din online, persoană publică. Așa. Și na, nu știu dacă să zic, să nu zic. O, deci mă ții așa în suspans. Te țin în suspans un pic, știi? Mă țin în suspans, a? Zbor, o zis să iau 1000 de trandafiri și să mă duc la ea acasă. Dar gen, fără să știe, legit. Și eu n-am vorbit în viața mea cu fata asta. 1000 de trandafiri? Da. Fi cam cringe, sincer, am în vedere că n-am vorbit niciodată cu ea. Să mă duc cu 1100 de trandafiri la ea acasă. Da, nu da, știu ce să zic. Da, ar fi un pic o scringe. Dar nu știu cine e. Păi o să-mi zici. Nu o să zic. Deci e cântăreață și doar ce a ieșit dintr-o relație serioasă și lungă, din câte am văzut. E din România măcar? Da. Păi nu știu, n-am nici cea mai mică idee, dar... Trebuie să știi, mă. Chiar nu. Sigurat știu. O știi. Probabil o știu, dar nu știu la cine te referi. Cântăreață, doar ce a ieșit dintr-o relație. Nu o să zic, v-am dat destule indicii. Ți-am dat și ție destule indicii. Scrieți voi în comentarii cine credeți că este crush-ul meu. Da. Deci așa, ne lași în suspans. Vă da? Las în suspans. Am pare înțeles. Rău. Dacă mă duc așa la crush-ul meu, să zicem că tu ești crush-ul meu, da? Așa, da. Și vin așa, da? Așa. Mamă, m-ai dat pe spate. Din nou. Hei. Hei! Ce faci? Bine, tu? Știți că nu fac așa în real life. În real life e gen... În real life nici n-am ochelari, gen. Stau cu ea așa, de formă. Salut! Ce faci? Sebi. Salut! Ce faci? Bine, tu? Bine. Vrei să filmăm un vlog? Filmăm, da. Da, tare. Așa faci tu, nu?